de zile drapelului, vă prezint onorul. Sunt Coantul Gărzi, locotenent Corect Corintinu. Iunie, zi importantă pentru toți românii. Pe această dată se sărbătorește Ziua Drapelului Național. Culorile roșu, galben și albastru au fost folosite chiar și de strămoșii noștri daci. 26 iunie, Ziua Drapelului proclamată prin legea numărul 96 din 1998, este o zi pe care de 20 de ani românii o sărbătoresc prin ceremonii care cinstesc alături de stemă și im, însemnele naționale importante ale neamului nostru. Reunirea celor trei culori de pe drapelul României are adânci semnificații istorice, exprimând continuitatea și unitatea poporului român, idealul de independență care a ghidat neamul românesc de-a lungul întregii sale existențe. Trăim un moment istoric. Sunt două decenii de când sărbătorim drapelul, Ziua Drapelului Național. Domnul prefect a spus aici despre importanța simbolistică a acestui semn național. Dar de ce 26 iunie? Drapelul național a fost adoptat ca stintar de luptă, ca un semn al ideii de unitate, de națiune, în timpul Revoluției de 1848. La drobeta Turnul Severin, drapelul a fost adus în centrul orașului de către oamenii legii, a fost sărutat de reprezentanții instituțiilor publice și locale, urmând ca apoi să fie înălțat. Dragonul dacic, strămoșul tricolorului, era structurat cromatic atât în Dacia cât și în provinciile romane, în care dacii au slujit ca ostași. Drapelul, conform Constituției României din 1991, este unul dintre cele cinci simboluri naționale ale României. Din 1848, de când a fost arborat prima dată tricolorul României, purtăm acest simbol cu toții în sufletele noastre de-a lungul generațiilor. De aceea, toate aceste zile, 26 iunie, este important să le marcăm așa cum se cuvine. Alături de stemă și imnul național, drapelul României este unul din cele mai importante simboluri ale poporului român. Drapelul pe care l-am arborat astăzi este sinonimul idealului de independență și unitate a poporului român. Întreaga ceremonie s-a finalizat cu defilarea oamenilor legii în centrul orașului.